Bună ziua, așa este, mama ieșise cu băiețelul să-l plimbe. La un moment dat l-a dat jos din cărucior, când era și el pe strada respectivă. Nimeni nu se aștepta ca animalul să sară pe copil. Era un câine cunoscut de cei care locuiesc în zonă, cunoscut ca fiind un animal neagresiv. E bine, la un moment dat, băiețelul de un an și patru luni, chiar în momentul în care se juca pe lângă cărucior, câinele sare pe zid pur și simplu la el, l-a mușcat de cap și de ureche. Norocul copilului a fost că mama a intervenit imediat, a început să țipe și a reușit să depărteze animalul lângă copilul său. La fața locului a ajuns ambulanța, i s-au acordat copilului îngrijirile medicale necesare. Din fericire, leziunile nu au fost profunde și nu a necesitat internarea. Câinele însă nu a fost prins nici până la această oră, întrucât cineva de pe stradă l-a băgat în curtea sa, iar cei de la ecarisaj nu au putut să intervină, normal neputând intra într-o proprietate privată.